Națională ală României. Astăzi tricolorul, simbol al unității și identității noastre naționale și martor al principalelor momente cheie din istoria noastră, de la Marea Unire până la Revoluția din decembrie 1989. Sub culorile drapelului național, generații de români au luptat pentru independență, suveranitate, unitate și democrație, valori în care credem cu tărie. În România secolului 21, trăim cu aceeași emoție și mândrie momentele în care vedem tricolorul purtat de profesioniști apreciați de partenerii noștri externi sau arborat pe platanul victorilor, când compatrioții noștri obțin succese în competiții de anvergură. Să rămânem uniți în jurul acestui simbol al identității noastre, pentru că este cel mai puternic semnal de respect față de copia istoriei și față de ceea ce vrem să lăsăm generațiilor care vin în urmă. Militară continuă cu primirea drapelului României, legarea acestuia la Qatar și binecuvântarea preotului militar Daniel Dosorteni. General de brigadă Ciprian Mitrea, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Cu
comisar șef Mihai Osoianu, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Colonel Vasile Olariu, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț. Colonel Constantin Albu, șeful Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Neamț. Locotenent colonel Tudor Popa, reprezentantul Serviciului Român de Informații. Domnul Eugen Bancu, directorul Poliției Locale Piatra Neamț. Oh.